Jafca în filme în localitatea Strehaia, păgubiții sunt o familie de rom din localitate care au reclamat furtul, au 115 galbeni de aur. Și cum cocoșeii erau ascunși într-un loc despre care știau doar câteva persoane, cercul suspecților a fost imediat identificat. Odată depuse reclamație la poliție, a fost doar o chestiune de timp până când polițiștii au aflat pe hoți. Nimeni alții decât rude ale familiei păgubite. A fost jafca în filme în orașul Strehaia. O familie de rom din localitate a trecut prin momente de groază când a descoperit că au dispărut bănuții de aur pe care îi aveau în familie de ani de zile. Este vorba despre o mică comoară formată din 115 monede de galben mari, peste un kilogram de aur, care valorau aproximativ 400.000 de lei. Și cum persoanele care cunoșteau ascunzătoarea comorii erau foarte puține, păgubiții au reclamat la poliție pe cei care cunoșteau aceste date. Pentru a strânge probe și a documenta cazul, polițiștii au efectuat percheziții în județul Cluj, acolo unde se mutaseră cei bănuiți de furt. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Strehaia au pus în executare două mandate de percheziție în localitatea Gherla, județul Cluj, la două persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt calificat săvârșit între membrii familiei. Improbatoriul administrat a stabilit că persoanele în cauză la data de 26 iunie anul curent ar fi sustras 115 monede din aur dintr-o încăpere ce aparține familiei. Prejudiciul estimat se ridică la peste 400.000 de lei. În urma perchezițiilor au fost ridicate 82 de monede din metal de culoare galbenă, precum și mai multe înscrisuri care atestă diferite tranzacții în numerar. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat săvârșit între membrii familiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, doar că cel mai probabil hoții vor fi judecați de Stabor, forul de judecată al romilor, pentru că familia păgubită și-a retras plângerea.